Dacă se aude, da? Sau puțin, puțin. Se aude. Mai aproape, și. Să știți că cele Scripturi au fost în formă aici. Eu am venit însoțit de un preot, de un părinte care este aici, care este și secretarul meu la familia. Și pentru că în familia noastră s-a născut un copil, are 4 zile, apropiații mei, n-au putut ca să mă însoțească și atunci m-a însoțit părintele Rus. Își cer iertare că m-am referit la altcineva ca fiind apropiații mei și nu la tine, nu la părintele, care chiar este foarte apropiat al meu, este secretarul meu de 2 ani de zile și de 2 ani de zile lucrăm la 4 cărți pe care le scrie părintele. Eu le scriu journal pentru că nu știu ca să lucrez electronic și este chiar foarte apropiat de mine și de aceea că nu te-am cuprins între cei apropiați mei și am spus, n-am fost în soții de apropiați, ci de secretarul meu. El știe că Sfinții au fost în Corvaga și știe că la intrarea în București, după ce am făcut 4 ore am călătorit, în fața noastră pe autostradă a frânat foarte bine, foarte puternic cineva și era să intră în mie. Dar nu a fost pericolul atât de mare să intre în noi, cât cel din spate între noi. Și să știi că dacă nu s-au întâmplat, cred că mânuțele Sfinților veneau un tir pe partea cealaltă lângă noi. Nici nu putea cel din spate să intre în fața tirului și ceva s-a întâmplat, ne-am putut deznota, ca să spunem așa, ca să fie bine. Avea oameni de seama că am fost ocupiți de cineva. Foarte interesant este am trecut până pe după Paști, în săptămâna luminată, am călătorit de la Mirciu în Dobrogea la Nicolițel. Voiam să facem un schimb de Sfinți, adică să luăm Sfinții din Dobrogea pentru Mirciu, acolo Zoticul Sfinticul și Camasis, și să ducem la Nicolițel Sfinții din Bucegiu. Și am luat porticele din cei trei Sfinți și le-am pus în mașina doar pe două, în partea din față. Și eram însoțit atunci de tata al fetiței care s-a dat al doilea cu mine, care s-a spus, dacă mi-o mai are și o fetiță, sunt foarte bine ai copiii mei și deja al doilea copil. La intrare în Ploiești, trebuia să luăm spre Dumnezeu. Și nu știam drept de drumul și dintr-o dată ne-a apărut posibilitatea sau obligativitatea ca să luăm la dreapta. Și aveam cam 120 de ore, eu cu Lucia. Dar foarte interesant este că atunci când am plecat de acasă, fata mea i-a spus și nerelui meu, eram și eu de față, care este preot, a zis, aveți grijă că am visat că a murit Alex, adică bărbatul meu, și că i-a făcut colivă și îmi spunea că eu mâncam din colivă și îmi spunea ce colivă nu ai făcut. Și i-am zis, stai liniștită că eu conduc și tu știi că eu conduc prudent. De unde se conduc prudent? Am luat o curbă spre însă la 120 de oră și am mântit peste cap cu mașina, am ieșit din șosea în partea cealaltă. Acum ne-am întâlnit de când încă de 2 ori, am ajuns în asfalt înapoi și am ajuns în câmp în partea cealaltă. A fost un balans foarte, foarte interesant, dar aveam simțit tot pe lume. Am ajuns pe roți în partea cealaltă în câmp. Cei care participă la practic s-au oprit să vadă dacă mai trăim.
Noi nu ne-am dat jos din mașină deloc. Am ieșit cu spatele afară și am plecat, creată și plică, să ne uităm cum arată mașina. Și ne-am oprit cam la 2 km de o parcare și când ne-am uitat, o singură floare de ramiță era învățată pe eșelonul mașinii, ca semn că a fost în câmpul de ramiță. În rest, nici plafonul de pe mașină nu era atins. Asta v-am spus și ca să... Nu, dumneavoastră știți că Sfinții au putere. Și acum nici nu trebuie ca să spun eu acel lucru. Dar așa stau lucrurile. Acum, domnul Stelian, în prezentarea care a făcut, dar să încep cu altceva. Când ne-am terminat a afară, din foarte mult consimț, din bună creștere, dintr-o cum secretarie specifică dânsului, mi-a salutat mâna și a zis ce favoare ca să întâlnesc un sfânt în viață. Pentru noi vorbiserăm cu Părintele despre Sfinți într-un sens contrariat, să spunem așa. Adică cu idei puse cap în cap și față în față. Și spuneam Părintele, dacă trăim într-o lume marcată de păcat, înseamnă că rațiunile existențiale, datorită păcatului, sunt nedosnicite, adică întoarse pe dos. Și spunea Părintele, nu cumva, lumina e de fapt întuneric, iar noi vedem invers lucrurile și revenindu-ne la Sfinți, mi-este destul de delicat să vă spun că am stat de vorbă eu cu Părintele. Cu un preot discutam puțin mai lejer, mai deschis și chiar ne spune punctele de vedere, mai ales că suntem apropiați. Ne-am pus în vedere ca în felul următor, dacă într-o livadă sunt atâtea mere, majoritatea se strică și numai puține se valorizează sau majoritatea se valorizează și puține se strică. Și am ajuns la concluzia că, normal, majoritatea se valorizează. Și am zis oare că livada lui Dumnezeu de suntem noi oameni, 7 miliarde de oameni, și suntem lucrarea lui Dumnezeu, oare să fie atât de ticăloasă lucrarea lui Dumnezeu cât majoritatea să se strice și numai puțin să se valorizeze? Înțelegeți, domnul Speranța, ce spun? Auziți? Auziți ce spun? Deci e foarte interesant ce spun. Este un lucru foarte interesant. Pentru că am putea să ajungem la concluzia puțin delicată și întoarsă pe toți în sensul în lumea în care trăim, noi percepem Sfinții și Sfințenia ca rând al înfrânărilor. Iar înfrânările se referă la resortul ființial ale noastre, ale ființei umane. Zice, dacă ai poftă să mă mingi, să-ți stâmpe pofta și să nu o satisfaci, dacă ai poftă să vei să stâmpe pofta și să nu vei, dacă ai poftă să cânti, nu mai spun mai departe că dumneavoastră înțelegeți și atunci spune cel care își astâmpă poftele mai mult este sfânt. Părinții, înțelegeți ce spun? Aceasta este concepția generală acceptată pentru că noi spunem că Sfințenia este rând al întrânărilor. Ce întrânăm? Arisme pe care mi le-a dat Dumnezeu. Dacă dumneavoastră mi-ați dat mie niște bani și eu nu le-aș valorizea, și i-aș spune, mi-ați mai dat daruri? Nu mi-ați mai dat? Că ați zice, ești micălos, n-ai fost în stare să valorizezi ce ți-am dat? De ce să-ți mai dau? Foarte interesant, dar să știți că rațiunile acestea sunt foarte interesante. Chiar îi spuneam Părintele așa, cum Dumnezeu de noi putem să gândim în felul care gândim? Foarte interesant. Adică Dumnezeu a dat creației niște daruri și noi mergem pe principiul că ne mântuim și ne sfințim cu cât nu folosim aceste daruri. Și avem la îndemână Biblia aceea cu talanții care spuneți, am dat 5, am mai făcut 5, înseamnă că am valorizat 1 la 1. Ți-am dat 3, am mai valorizat 3.
excelent. Iar când ți-am dat unul, l-ai invocat, ai pierdut. Foarte interesant. Acum nu vreau ca să schimb rațiunile și principiile pe care pur și simplu este zidită societatea umană, dar care mă tem că la autoritatea Domnului, rațiunile noastre sunt pe toți vecine. Și nu am zis că tare mă tem, dar în fiii mele, tare aș vrea să cred că de fapt Sfinții sunt ăștia care își valorizează viața. Că Părintele mi-a zis, am întâlnit un stânt, din puțin, numai că Sfinții știți ce fac? Știți, Părinte Ionuț, care e caracteristica principală a Sfântului? Smerenia. Ei spun, nu noi suntem Sfinți, dumneavoastră suntem Sfinți. Foarte interesant. Deci, multitudinea aceasta de oameni sunt Sfinți. Ca și din Biblia spune nouă, dumneavoastră suntem Sfinți. Doamne. Iar Biblia, ca fi Sfinți, știți ce spune? Nu, dumneavoastră suntem Sfinți. E foarte interesant. Nu venisem să vorbesc despre problema aceasta. Dar chiar m-aș întreba, de exemplu, de ce ar fi Sfânt un om care călătorește să vadă creația, să o amine și să înțelească Dumnezeu cu frumusețe de la făcut? De ce n-ar fi Sfânt? De ce ar fi Sfânt doar unul care se poate întropește? Sau, de exemplu, eu m-am întrebat, dar nu vreau să vă strângi în rațiuni, în înțelege. Chiar m-am întrebat așa, spre exemplu, dacă mănânc o bucățică de mâncare care, conform principiilor omenești, nu se cuvine să o mănânc atunci. De ce ne-ar condiționa Dumnezeu ranul de bucată de mâncare? De ce ar face problema asta? Deci, care ar fi reacțiunea, care ar fi logica? Să zică, a, tu n-ai mâncat fasole. E foarte interesant. Îți dau la eu să cum adică, nu știu, cum adică să condiționez cu fasole, cu castraveți, cu rană. Știu că te uiți la televizor la acest aspect, da. Dar să știi că chiar așa, ai spus că o să spun niște lucruri, da, așa ai spus, da? Și sunt foarte sigur că da, cei care vin aici să vorbească, în general se pregătesc, chiar își fac și ciorne și își ia citate din diferite cărți ca să poată să prezinte conform regulilor, atenție. Și sigur că este interesant dacă vine cineva în biserică și să spună, cred că trebuie să luăm aminte puțin. Haideți să ne gândim și invers, cam cum ar fi și invers. Și chiar rămân la ideea aceasta, că toate că tema nu este aceasta, că acești oameni din București, unde suntem acum, ne întâlnim cei din București, aceștia care vin și mai pe stradă, oameni care creează valori, oameni care se prezintă dimineața și lucrează câte ori, câte 10 ore pe zi, studenți care studiază, oameni care se iubesc, oameni care se hrănesc, oameni care dau, oameni care se îndresc, oameni care cântă, sunt Sfinții lui Dumnezeu. Și chiar aș vrea să cred că majoritatea sunt Sfinții. Așa. Că nu cred că Dumnezeu a făcut o lume așa de ticăloasă cât să fie majoritatea combustibilă pentru focurile naturii. Nu cred. Nu, e imposibil. Sfântul Evanghelist Ioan ne răspunde că Sfintele Scripturi, că Dumnezeu este iubire. Iubire. Nu. Și știți cum suntem noi în Dumnezeu de ani? Normal. Ca noi înșine. Ca noi înșine suntem. Normal. Sigur că lumea este diversă și câteodată se pare că e dezechilibrată. Să știți că atunci când aici apare și o să dau chiar un citat din părinții, din părinții biserice. Când apare aici un păcătos, imediat apare un sfânt care echilibrează balanța existențială. În așa fel, Domnul Sfântul Sfânt, nu vă face nicio problemă, că a fi atenție mai importantă decât a ridica un microfon, decât a schimba o
fie da. Pe semne că trebuia ca să opresc ideea asta, să nu mai departe, pentru că știa să vedea că o face Dumnezeu, e atât de smerit Dumnezeu, încât și de înțelept, încât are și posibilitatea ca să ne dea impresia că face noi. El vorbește, dar îmi dă impresia că vorbesc eu. Ca să am curia existențială, fac și eu lucrare. Iar când trebuie să mă opresc, atunci se opresc el. Nu mă opresc eu. Și când, spre exemplu, cineva scapă o jos o putință ca să schimbe sufletul, o scapă el. Că trebuie să se schimbe sufletul. Ca să nu scapă ceea ce tot el spune din noi. E foarte interesantă. Da, viața este interesantă pentru că există, așa cum ea spune, este de lege în lame, în prins, și ființa umană este uluitor de interesantă. Nu, să știți că numai o ființă care are infinitul ea, ar putea gândi despre infinit. Dar cum se gândește despre ceva ceea ce nu ai, ce nu ți aparține? E interesant așa totuși. Nu vreau să mă mai departe cu ideile, pentru că aș vrea să mă întorc la temă. Astăzi am pus să predic în biserică, când am terminat Sfânta Liturghie. Eu de obicei vorbesc cam 45 de minute la predică, iar la conferințe cam 4 ore, așa cum este bun, așa, și pentru răbdare, dar nu o să vă țin, să nu vă faceți probleme. Și pentru că atunci când am ieșit să predic, oamenii au început să vorbească între ei și m-am oprit și am spus, de multe ori am cerut Dumnezeu binecuvântare și har ca să pot vorbi și eu frumos, să mă asculte și pe mine oamenii. Și nu. Harisma aceasta se putea referi la roagă-te, Părinte, să ai în față oameni care să te asculte sau roagă-te ca să ai tu harisma ca să-i facă să te asculte. Dar oricum a fost o dată când n-am ținut predică. Am spus oricum vorbesc cândva și de ce să fac un lucru fără normă, fără rost. Oricum o să vorbesc în 4 ore, am spus, ca care mi-am păstrat o rezervă să vorbesc în București, dar nu o să vorbesc pe ore. Chiar în 4 ore am făcut mașina de la Bran și Părinte mi-a dat seama cât de mult înseamnă 4 ore. Și mă gândeam dacă acum o să vorbesc 4 ore, cât a durat drumul de la Bran la București, înseamnă că e un dezastru. Și e bine ca să facem lucrul echilibrat și să le facem frumos, cu dragoste și cu multă înțelepciune. Mi-am ales eu tema pentru întâlnirea dumneavoastră. Este și o temă foarte actuală pentru mine și pentru faptul că ne aflăm în anul centenar. Așa spune domnul Sterian, care este doctor în cele ale științei, nu ca domnul Pavel Chirilă, ci ca dumneavoastră. Ar fi că suntem în anul centenar și trebuie să vorbim despre ultima sută de ani din istorie, neamul nostru. Am avea ce să vorbim. Eu, în general, ați amintit dumneavoastră că duminica viitoare va veni Părintele Cătălin cu cenacul și vor cânta. Cred că o să vă cânt și eu în seara asta ceva și cred că o să vă cânt o doină. De ce o să cânt o doină? Pentru că e specifică sufletului neamului nostru. Și o să mă refer la tata. La tata. Dar cred că o să cânt. Cred că o să am curaj să cânt și cred că o să m-aș Dumnezeu și să cânt. Frumos. Noi la respectivă. Noi avem o lucrură, avem valori foarte frumoase, de lumea foarte frumoasă.
Nu o să mă refer la centenar, ci la destinul neamului nostru, la cumpăna dintre mileniu. Noi acum încheiem mileniul 2 și suntem pe începutul mileniului 3. De curând am avut o carte, pentru că am fost în pelerinaj la Ierusalim și pelerinilor mi s-a dat că mi-a dat câte o carte binecuvântată de Preatricii Părinte pentru cei care fac pelerinaj cu Bazilica. Mi-a dat o carte și m-am uitat să văd niște carte despre dărâmarea templului și reconstruirea templului, pentru că în decursul istoriei templului Dumnezeu, ridicat de poporul lui Dumnezeu, a trecut prin căderi și prin ridicări. Și privind acolo pe carte, am văzut că nașterea Mântuitorului Iisus Hristos este poziționată între anul 1 și anul 30. Anul 1 și anul 30. Și atunci am zis ce e interesant, că eu chiar la anul 2018 m-am gândit că ar fi 2000 de ani de la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Anul 2018, un an care coincide cu centenarul, spunem noi. De ce mă interesează anumite legături între istoria neamului nostru și istoria biblică? Părintele m-a anunțat ceva fără să știe. Fără să știe, dar noi vorbim purtați de puterea Duhului Sfânt. A zis, de acum încolo o să știți niște lucruri care nu le-ați știut până acum și o să rămâneți uniți și o să vă spună Părintele. E, uite, spre exemplu, să vă spun din stat, ca ce cred în urmă mea, din plecare. Dar să vă dați minte, el este o părere a mea. Și atenție, dumneavoastră, nu aveți în față un cercetător, nici un istoric. Am vedește că sunt un om, iar a fi om înseamnă omul lui Dumnezeu. Da? Sunt un om. Cred, nădăjduiesc omul lui Dumnezeu. De aceea și sunt aici, pentru că dacă nu am presupost în viața aceasta ca să vin să vorbesc cu oameni, și nu numai aici, mi-a dat Dumnezeu posibilitatea să vorbesc mult oameni și fac cu mare drag această lucrare. Deci odată o să vă spun așa, e foarte greu ca să încep și să aduc, să controleze ideile, dar îl rog pe Dumnezeu și mie să-mi dea pricepere și dumneavoastră să vă dea capacitate de a prinde ceea ce spun și de a înțelege, pentru că o să vă dea peste cap foarte multe din cele care le-ați învățat în decursul vieții dumneavoastră. Să știți că educația, instrucția omului formează un nou om. Părerea mea este că un om e 25% ce se naște și 75% ce este format. Și de aceea societatea umană care formează persoana are o mare responsabilitate cum formează persoana. Se pare că nimeni nu plătește despăgubiri dacă deformează persoana. Și cred că umblând să o formăm, mai mult decât formăm. Uite, spre exemplu, Adam a fost pomerat corect. Așa spune că a fost făcut în palmul lui Dumnezeu, om de rai. Vedeți, în Sfântul Evanghelie zice că dacă dai o cană de apă ce e însemnat, merg în rai, dar nu există cană atunci când a făcut Adam. Dacă dai haine cerurilor, nu există haine. Adică de ce ar fi condiționat Dumnezeu starea de rai a omului ancestral de niște comportamente sociale? Este clar că unele din semnele norme după care trăim este exterior ființei și aparține societății. De aici, cetățeanul terestru, iar omul ancestral este omul care are normele ființiale și zare de Dumnezeu în propria ființă. De aceea cred că religia ar trebui să
să se ocupe mai mult de omul acestora și societatea să-și asume creionarea căterilor sociale. Societatea nu-și asuma nimic și de aceea ea nu stresează pe om și omul când e nervos se înjură pe Dumnezeu, o societate care îl stresează și care îl întindă și care îl stoarce și care îl folosește și aruncă capul fără nicio valoare. Vedeți că societatea la ora actuală este pregătită ca să ne înceală religioșilor, iar izbătuind ființa umană total, nici să nu mai întrebăm în cinchile organizate pentru unele oameni, să aruncăm, să băgăm în crematorii sau îmbrăcăm în carne din plastic, nu din plastic, din carboane, cu pantofi de carbon, înlăzuiți, e tulburător de interesant. Această necere duce ca să se degradeze mai repede în pământ. Societatea nu prețuiește ființa umană și cred că religia ar trebui să strige din când în când cu glasul tare la societate jos mâinile de pe om. Pentru că tu treci aici o singură dată. Și e mare ca să treci pe singură. O singură dată în toată existența. Nu te mai întorci aici niciodată. Ei, sunt idei ale mele să mergem mai departe, să vedem cum stăm cu istoria. Eu personal cred în Cuvântul Sfintelor Scripturii, cred în alegerea pe care Abraham a făcut-o cu Dumnezeu. Să nu luăm invers, că Dumnezeu l-a ales pe Abraham, că atunci a înțeles că Dumnezeu caută la fața omului și că avea interes. Nu! El pe toți i-a iubit și ne iubește cu egală măsură. Abraham a ales pe Dumnezeu, ceilalți s-au revelat ei înșiși prin voință proprie de Dumnezeu. Așa se spune Sfânta Scriptură. Și Dumnezeu i-a promis pe Abraham că va binecuvânta, că îi va mulți neamuri ca stele de cer și ca nisip mărunt. Și prima dată să stăpânească până la apus și până la răsărit. Că altul poporilor va curge la picioarele tale, i-a spus, luați aminte fiecare zice mă crezut, că este din Sfânta Scriptură, sigur că este parafrazată, dar acesta este adevărul. Și după aceea ce spunea mi-a promis că îi va da un pământ în care curge lapte și miere. Acum, noi constatăm că acest popor are cam 8 milioane de cetățeni coagulați într-un spațiu, adică pe Iordan, în Țara Sfântă, și vor mai fi și diaspora câteva milioane, dar oricum au trecut aproape 5.000 de ani de la Avram și poporul este unul dintre cele mai mici de pe fața Pământului și ne întrebăm oare a mințit Dumnezeu sau n-a putut Dumnezeu să-și îndeplinească promisiunea sa. Și cred că ar fi înțelept din partea noastră să analizăm foarte atent. Că e posibil să constatăm că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Am putea limiți să constatăm acest. Și Dumnezeu a zis că va da un pământ în care curge lapte și miere, dar nu a spus unde este și nici când îl va da. Și am venit să constatăm că suntem contemporani cu această predare primire de teritoriu către cel căruia i-a promis. Eu am spus să vorbesc despre istoria noastră pentru că personal cred că pământul pe care Dumnezeu l-a promis, în care curge lapte și miere, este spațiul Carpatul Danubian. Pământul nostru. Nu i-a spus unde este, dar i-a dat două caracteristici, curge lapte și miere. Trebuie să aibă floră și să aibă pășuni bune pentru vine. Așa. Și nu i-a spus când el va da. Dar pentru că suntem acum în Paradintre Mileniu și știm din curând
cultura noastră, că în general la timpuri foarte interesante cu simbol în decursul istoriei s-au întâmplat lucruri mari care au marcat copituri enorme în istoria umanității, dar mă tem că vremurile prin care trecem acum, cu specificul lor, cu greutățile, cu torsionările și fac o paranteză. Când o femeie este însărcinată și în pântecele ei se plămădește viața, tot trupul ei intră în prefacere. Se umple mâine, picioare, amuzește ale viață și vederea afectată și notările ei sunt afectate pentru că în pântecele ei se plămădește viața. Și este posibil ca pe Tera, pentru că un punguleț mic de pe Tera, pe curbura Carpaților, se petrece această plămădire existențială, de aceea întreaga planetă este încredinație. Da. Ceea ce trăim noi, la ora actuală. Odată, pentru logică, o să vă spun un lucru. Nimic din ceea ce se întâmplă, nu se întâmplă nemotivat. Nimic din ce se întâmplă, nu se întâmplă fără motiv. Și ar trebui să ne întrebăm, spre exemplu, de ce s-a desfășurat un SS? V-ați întrebat vreodată? Ar fi o întrebare foarte mare și un răspuns foarte important, pentru că a fost cel mai mare imperiu, cel mai puternic imperiu construit în istoria umanității, un imperiu mondial. Și culmea că nu a desfășurat cineva, ci s-a autodesfășurat. E interesant ca să vedem că ceea ce a semnat destrămarea Dumnezeului nu este acuzat de trădare, ci și acum merge prin Moscova cu mâinile în buzunare, în partea sigură, cu părălie de cap. Ceea ce e tot de Gorbaciov. Adică cei care sunt petriști, mai mult stăpâțin, știți despre ce vorbesc. Cum e posibil să se desfășoare un imperiu fără ca să înceadă cineva? Uite. Sau, spre exemplu, tot așa, o întrebare interesantă. Cum e posibil ca spațiul Carpatul-Albia, acest spațiu pe care noi îl stăpânim, poporul român, să nu fi fost luat în decursul istoriei de niciun dintre mari imperii? Este cel mai frumos spațiu și foarte bogat. Și a fost și foarte vulnerabil, pentru că stăpânii noștri n-au fost înarmați. Noi nu am avut cete de voinici. Ce se spunea că ești în acel mare, că mergeam cu nu știu cât voinici erau Brâncioarea și îi cu curte. Dar nu trebuie să ne întrebăm cum stau lucrurile. Vedeți, acest spațiu a fost cucerit odată de Imperiul Roman, un imperiu imens. În 274, ca și când i-a ars la picioare ceva, stăteau deja, fără să le ceară nimeni. Nu se știe, istoricii nu sunt capabili să spună de ce au plecat. De ce au plecat din acest spațiu? Pentru că vă spune Părintele celălalt. Păi dacă eu eram împărat, părăseam Italia și rămâneam cu asta. Nu se poate, este un spațiu teribil. Noi nici nu știm pe ce stă. E teribil spațiul pe care îl are poporul nostru. A fost preluat de Imperiul Otoman. Au stat cât așa și au plecat. A fost de Imperiul Slav preluat. Au stat cât așa și au plecat. Fără să le ceară nimeni. Toți au plecat fără să le ceară nimeni. A fost de preluat de Imperiul German. Au stat cât așa și au plecat. Ca și când acest spațiu, care seamănă foarte interesant, așa ca și conturi cu o pâine de cuptor, a așteptat o primire a vremii ca să-l ia cineva care trebuie să-l ia, ca promisiune a Dumnezeului cel prea mare. Eu v-am spus că e posibil ca să vă clarim puțin în ceea ce știți, dar dumneavoastră să luați de la mine, nu ca informație, domnul Stelian, ci ca un punct de vedere al unui om care se întreabă și caută răspunsul. Uite, spre exemplu, ar trebui să ne întrebăm de ce corifei școlii altăvreme au avut interes ca să ne spună că de la Rână ne trage, adică de la Roma. E ușor să răspundem.
ducă la catolici. E ușor, răspunsul este foarte ușor. Și chiar ar fi interesant să studiem mai profund puțin, să vedem caracteristicile noastre ale poporului nostru, pentru că dacă ne vedem pe noi cum suntem, dacă ne-am vedea cum suntem, am ști cam unde e sorgintea noastră. Uite, spre exemplu, noi avem un popor foarte valoros. Ce înseamnă acest lucru? Că e foarte atașat de Dumnezeu. În timp ce toate popoarele mari ale lumii cercetează cosmosul, noi ducem colive la biserică. Asta e jocul nostru. Niciun popor, să știți că nici. Nici evrei nu sunt credincioși ca lumea. O evlavie extraordinară. De aceea se și lucrează sistematic la demolarea acestei caracteristici. Și știți, a fost în ultima vreme cu mișcările, cu referendum, cu chestiile, a fost ceva o preocupare foarte mare. Sigur că e delicat ca să spui, cam cum vezi tu că au stat lucrurile. Păi, cum a fost? A fost plasă biserica de o capcană și când să calavore alungi mintea și când să sar să lovești, te pași să-l lasă. Și a fost lăsată în ușa biserică, crezând că vom scădea îngi. Păi nu avem popularitate, nu avem ființă, nu există nicio popularitate. Nu este partid politic, biserică. Nici mai trebuie să vă dăm în seama pe lumea. Pe părerea mea personală. Nu există. Și când se există, ce de aici? Ce de aici, da? Ce de aici? Sigur că da. Adică noi suntem, atunci suntem, nu trebuie să ne numărăm nimeni. Dumneavoastră stați pe urmă la degete de la mână? Nu. Atâtea sunt. Asta e toată povestea. Sunt parte cu trup. Două mâini, o picioare, mai mult stăm doi să ne amintăm. Dar întâlnire și lumea cu ei și nu există, pur și simplu. Dar acest popor evanghelios, despre istoria căruia am venit ca să vă vorbesc, eu cred că are sorginte semită. Da, așa cred eu. Uite ce figură aveți dumneavoastră, așa, cu barba albă, da? Referentele. Să știți că mie, spre exemplu, mi-e mai cald. S-au supărat unii când am spus acest lucru. S-au supărat pentru că, într-un mod inexplicabil, creștinii, în decursul istoriei, au dezvoltat un sentiment antisemit. Inexplicabil. Inexplicabil. Adică eu bat în gură, mă împărtășesc cu Hristos, care este Fiul Mariei din Betlehem, da? Și sunt antisemit. Doar inexplicabil. Inexplicabil. Ei nu l-au dormit cu Hristos. Inexplicabil. Am avut o momentare, acum vreo 15 ani, în noi, ce înseamnă de a unui evreu care a trecut la creștin și s-a... Eu l-am botezat pe 74 de ani, Moise Moscovici, Dumnezeu să-L binecuvinteze. A vrut ca să se boteze și eu l-am botezat cu fotografia, ca să când veniți la mine, o să vă arăt fotografia, cum țin mâna pe cap, este un plecat dintr-o pijamă, că era bolnav și a fost să moară creștin. Și am venit curând după boteze și am venit mormântare. Și au venit cu iubenile din Israel, la mormântare. Și trebuie să țin o predică cu interpret, tot ce trebuie, corect, lasă. Și știți despre ce am vorbit? Le-am mulțumit frumos că mi-a dat de Hristos. Da. Și acum voi ne-ați învățat, să știți. Da. Nu noi v-am învățat pe voi. Așa că să nu fiți supărați. De ce îi fac eu vostru aici? Cu vostru. Eu îi fac ce ne-ați învățat voi. Că voi îi dați dat. Și așa este. Acesta este adevărul. Ei ne-au dorit nu numai nouă umanitate, și de aceea spun, de ce m-aș minti când am fiu? După părerea mea, umilă, că suntem de neam semit, dar toate caracteristicile noastre sunt categoric semit. Gândiți-vă numai priceperea de a rezista istoriei. Să ieși de fiecare dată bine, să ieși de a fi de fiecare dată suprafață. Să te repar, să te reconstruiești. Este tulburător de interesant. Acesta este felul de a fi al românului, al poporului nostru.
mai cald să știu că stăteam cu Hristos decât cu Pilat. Mie mi-e mai cald. Poate că nu e adevărat, poate că stăteam cu Pilat, cum spun cercetători. Dar mie mi-e mai cald ca să cred că sunt totuși desfințat. Și pentru mine personal este foarte interesant că eu sunt născut dintr-o mamă care din neamul lui David. Așa le spune, nu sunt eu de vină pentru treaba asta. Îi zicea lui David, că e David. Și Iisus Hristos este chiar distința lui David. Eu păstoresc în zona Vlaamului, unde sunt oameni care poartă nume foarte interesante. O familie foarte numeroasă, părintele Ionuț, este martor, că și el este de acolo, din zona Vlaamului, și știe. Este familia Zichir. Păi, ai lui Zichir, suntem Ezechiel. Clar. Soțul meu este din Ispița lui Isaia. Iar pe copilul ăsta de patru ani, care mi s-a născut în casă, ca să păstreze Ispița, l-am numit Isaia. Da? Așa îl cheamă pe copilul ăsta de patru zile, care s-a născut în neamul nostru. Isaia. Pentru că vrem ca să ducă mai departe, pentru că pe Ispița neamului până la 1600 la Mihai Viteazul, ne cunoaște Ispița prin rostogolire și permanent a existat din generație în generație în Isaia. Isaia, Isaia, Isaia. Socul meu este Isaia, tatăl Isaia, tatăl micul Isaia. Și a botezat pe cel mai mare dintre băieți, Isaia, Adul. Iar acum am preluat noi, prin fata socul meu, prin preoteasa mea, care a născut-o pe Maria, prin Maria am preluat pe Isaia, în acest copil. Deci, e foarte interesant, adică pe noi ne cheamă Miclos, dar nu suntem cam așa în situația. Adică pe noi ne cheamă David, ne cheamă Isaia, ne cheamă Onese, ne cheamă Roma, ne cheamă Ioan, da? Elisabeta, ne cheamă Sata, da? Rebecca, Rebecca, Rebecca. Acestea erau stăpânele noastre. Sigur că acum e la modă ca să punem nume moderne din lumea greșeală, dar prin tradiție existau niște nume specifice românești, ziceam eu, dar nu erau românești. Erau biblici. Ele păstrau caracteristica străbunilor noștri. Și ca să vedeți cam pe ce m-aș zi eu, dragi cu mine, când spun că poporul nostru este de origine semită, și le zice părinte și atunci mă rog nostru, dar e părinte, nu vă găduiți. Și de ce ați spus că e preluat acum la cumpăra dintre mileniu? Pentru că acum se încheie exodul. Acum se încheie exodul. Este o lucrare existențială foarte mare. Iar noi am preluat acest pământ și am ținut cald pentru primirea vremii, cum se zice în Scripturi, mii ca să și primească Dumnezeu Cuvântul Său. De aceea spuneam la un moment dat că ar trebui să vedem s-a ținut de Cuvântul Dumnezeu sau nu s-a ținut. A putut să și îndeplinească Cuvântul Său nu. Știți că a existat înaintea Dacii, au existat două primii provincii mici, Moesia Superior și Interior. Cam de unde credeți că vine numele Moesia? De la Moise, corect? De la Moise. Știți când au fost întemeiate aceste provincii? În anul 600 înainte de Hristos și foarte interesant, o să fac acum niște paranteze mai delicate, așa, în timpul profetului Daniel. Și de ce spun că sunt delicate? Pentru că sunt nevoit ca să fac trimitere la vremurile noastre, la Părintele nostru. Cum îl cheamă pe Părintele neamului nostru? Știți că în timpul Daniel s-a dărâmat templul lui Solomon? Și știți că în timpul lui Daniel s-a reconstruit templul aici? Aici. Vreau? Știți că nu există niciun patriarh al lumii de nicio urmăriță creștină în numele Daniel? Este sigur? Și credeți că eu l-am botezat sau eu l-am numit unul? Știți că îl cheamă Ilie?
Și știți că vremurile se petrec în timpurie. Ar trebui ca să privim foarte interesant. Dar și eu părere de la mea. Eu nu am dat incertitudinității părintelui meu, ci din contră, îl pasez într-o lucrare existențială turburătoare. Turburătoare. Să fim cu ei. Da. Foarte interesant. Să pregătești tu a doua venire. Foarte interesant. Să reconstruiești în timpul. Unde? În nou Israel. Anumită cenzură, cenzură existențială. Știți că poporul evreu, în timpul călătoriei în Exod, spre Pământul Făgăduinței, spuneau ei, 40 de ani au călătorit fără să știe de unde călătoresc. Adică cenzurați de puterea Duhului Sfânt. Și noi trăim acum această cenzură. Și știți de ce? Pentru că prefacerea e dureroasă. Și ca să nu ne poată Duhul Sfânt ne-a anesteziat puțin. Da, o injecție duhovnicească. Noi suntem chiar contemporani cu aceste prefaceri. La cum până dintre milenii se încheie Exodul, se terminează Noul Israel, se inaugurează un templu. Foarte interesant. Chiar în anul 2018. Noi ziceam că sărbătorile sunt pentru centenar. Sunt bimilenare, nu centenare, sau mai mult decât bimilenare. Da. Cam aceasta este istoria noastră. În timpul lui Daniel, tribul lui Iuda a reușit să scape din Ordea Babilonică. Și ei au întemeiat cu Iesia. Iar noi suntem urmașilor. Localitatea care sugestie se numește Moieșu și este la poarele muntelui Piatra Craiului. Se știe pușcarul spune că numele Moieșu vine de la Moise. Piatra Craiului este Piatra Împăratului. Craiul este Împărat. Știți că românii, așa spuneau de mult, iar împăratul cine este? Cine este împăratul împăraților și împăraților? Dumnezeu? Înseamnă că acel munte în care se răjurește Moieciul este muntele lui Dumnezeu. Iar pe partea cealaltă este Bucegiul. Ce simbol are Bucegiul? Om. Aici e muntele lui Dumnezeu, aici e muntele omului și Moieciul este omul. A fost tabăra celor Moise cei 40 de ani în care, atenție, au primit tablele legii permitele lui Dumnezeu unde există și acum loc care se numește, interesant, la table se numește și poate aproape și Sinai, ca să mai legăm și de Sinai și să vă lăsați să cred că religia întemeiată de Moise are rezultul în Rai. În Rai. De ce în Rai? Pentru că Pământul Făgăduit de Dumnezeu, poporului său, nu poate să fie altul decât Rai Pământian. Leagă în civilizație oameni. Și să știți că există un cercetător rus, Andrei Rupina, dar și pe internet puteți să intrați, să vedeți. A ținut o conferință acum vreo 2-3 ani și a spus că în acel cercetător, el a stabilit, a găsit, că realul civilizației umane este pe spațiul Carpatului Danubian. Foarte interesant. Chiar în cultura Carpaților, cum vine că mic Carpația și Roma, aici este inima Pământului Făgăduinței, mai încă mulți spuneau dușmănii că ești neam dragul slăvit. Unde sapă, sapă locul, sap din pământ, noroc. Ai pământ și ape multe lucruri să te asculte și zboare, cărătoare, cram în ele să cântă veci, în pompi zice, cât toți veci. Spunea Arghezul.
pline, cu ape potabile, cu pantaloni în care se plimbă din trei în trei luni echilibrat, fapt care ajută la dezvoltarea psihicului uman armonios. Un pământ pe care l-ar dori oricine, dar pe care Dumnezeu l-a pus deoparte pentru împlinirea vremii. Și ca să fiu puțin mai explicit, torsionările prin care trecem noi acum se datorează acestei perioade. Pentru că oamenii care lucrează la perioade n-au simț existențial. Ei cred că e de la oameni, dar nu care este Dumnezeu cel prea-nalt. Oamenii mai buni cred că ei fac socotelile, dar de fapt ei ies în întâmpinare lucrând Dumnezeu cel prea-nalt. De ce credeți că au plecat 4-5 milioane de oameni din patrie? Au fost plecați pentru ca Pământul să fie disponibil să plinească. Bătrânii predispuși la plecări și pentru preoții banii noastre auziți. Mi s-au dat bani să cumpărăm clopote ca să tragem din plin clopotele neamului nostru. Știți când se trag clopotele? Cel mai întâmplă când se încheie socotele. S-a încheiat o etapă existențială. Și nu-i de neglijat faptul că o instalație turburătoare, templu, nou templu, poartă de catedrală Mântuirii neamului. Da. Când se mântuiește un neam, când se încheie socotelile. Dar este un punct de vedere. Nu vreau să credeți ce m-am spus, vreau să spun că nu dacă să nu credeți ce am spus, de ce mi-a spus? Chema-mi, ia mai ceva. Nu, 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 Domnul Sfântul, mie mi-a fost dragă să vorbesc despre ceea ce crede inima mea despre istoria neamului nostru. La școală nici nu am învățat așa ceva, nici în școală laică, nici în școală teologică. Și vreau să vă spun că nu este prea despre ca să spui asemenea lucruri. Dar așa gândește ființa mea. Ființa mea îi țin de aici și până acolo, atât. Sunt o fărâmă, o fărâmă în creația lui Dumnezeu. Există și eu și aș vrea să fiți atenți un pic. Îmi cânt și eu câte cu am vorba un picicolei, se pune pe dracă, chiar în București. Încă o parte de ei din fața bisericii, desface picioarele, scoate pieptul și își cântă și el cântecul lui. Așa vreau și eu să-mi cânt cântecul meu. Dacă e la Dumnezeu, va rămâne. Dacă e de la mine și de la oameni, se va stinge. Nu este zicerea mea. Au spus înțelepții când au judecat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Este un punct de vedere. Și tare curios aș fi dacă într-un mod existențial, după moartea mea, după trecerea noastră, ne-am întâlnit peste 100 de ani, 200 de ani și să stăm de vorbă despre această seară și să privim în urmă, să vedem cam cum va arăta această parte peste 200 de ani. Foarte interesant. Să vedem cum arăta. Dar oricum, poate că zice și părintei de bine sau de rău. Atâta timp când lucrarea este a Dumnezeu cel prea-nalt, totul este de Maria când Tatăl din cer mi s-a adresat,
Maria, îmi faci un băiat? Știți ce-s Maria? Iată. În această stare este acum la cumpăra dintre milenii neamul meu, neamul nostru. E cânta de Dumnezeu. Faci lucrarea mea? Ce răspunde? Iată. Dialogul nostru este un dialog existențial. Suntem un popor, un destinci, cu o revelație uluitoare. Uluitoare. Biserica mea am cele bucăți rupte în
biserica mea sunt aceste constructe din patru veșnicii lui Dumnezeu. Iar ei au fost îmbrăcați în veșnic de mare arhiereu. De mare arhiereu, de arhiereu, de mare arhiereu. Foarte interesant. Deci, era toiacul lor care au trăsit pentru alegerea mare de arhiereu. Așa a fost arestat și era o bucă umană, care este o prefigurare a Dumnezeiei și a Mărgășanii. Pâinea din cer, pâinea care s-a făcut din cer. Ei, acest chivot, acest obiect, cu dimensiunile lui cum se descrise în Scriptură, poporul lui Dumnezeu a păstrat cu o mare sfințenie. Dar nu numai pentru că avea patru la el ca fiind un dat la Dumnezeu, dar avea o forță care i-a ajutat pe traiectoria spre Pământ după găbuiințe. Și cei care au făcut teologia știți acest lucru. Spre exemplu, când se apropiau de primul filistenilor, că ei trebuia să treacă cu poporul, cu copiii, cu femei, cu bătrâni, cu tine, cu capre, cu oi, cu măgar, cu samar, cu tot, că erau poporul nomad. Trebuiau să treacă peste ținuturi unde erau, care erau stăpânite de popoare, filisteni, de exemplu, amorei, vasaliți, o gâmpărat cu vasalii, când dăm cum putea să treacă un popor neamat peste un popor stabil? Trimiteau chivotul regimente, îl puneau în mijlocul poporului, și se întâmpla un lucru cu totul și cu totul ciudat și minunat. Cum am zice noi acum, în termenii nucleare, înțelegește? Ei, pune-mă așa la minte. Nu mai înțelegeau nimic, Doamne, ce se întâmplă cu ei. Iar după aceea venea poporul lui Dumnezeu din spate și îi lua ca animală. Avea nicio problemă. Nu mai folosesc alte cuvinte că nu-i bine. Dar totuși, poate cu mine, erau ca rugați. Și după aceea mergeau mai departe peste altul. Și trimiteau din ochii până unde trebuia să ajungă. Până în Pământul Făgăduit. Din rostogolire, în rostogolire, din rostogolire, în rostogolire. A zis, voi da până când vei ajunge. Și dacă cumva s-a format chivotul pentru cei ce în 2010 în accidentul de elicopter. Nu este un semn că cei care nu. E o întrebare. Eu dacă stau în obiect și spun acesta de la început la și tu nu știi acel la unde e și când e, dar vezi că atunci ce s-a strălat obiectul și l-a primit la Dumnezeu, înseamnă că acolo este capul. Și n-ar fi de trecut cu vederea ce efect a avut prezența chivotului în mijlocul poporului nostru. Oricum ne-ar pune pășimanul rău de tot. N-am mai realizat ce s-a întâmplat acum. Până acolo încât armata noastră a mers la graniță, a întâmpinat armata lor, i-a condus în patru. Poptiți aici în palmă, aici în frântână, aici în cartină, poptiți. Poptiți. Foarte interes. Foarte interes. Nu vreau să mai spun mai multe că sunt tare delicate. Dar oricum și-a luat de pe lume. Iar acum suntem așa. Cum suntem. Da? Dar spuneți-ne, cum ați ajuns să fiți martor acestor realități? N-am ajuns pe care m-am dus să le caut. M-am putut de mine. Să știți că vreau la episodul cu armata. Nu, dar nu e nicio problemă. Spre exemplu, de exemplu. Wow. Brașov, 5. Da. Haideți ca să spun, sunt probleme puțin mai delicate, dar te spun. Da, interesant. Uite, spre exemplu,
Într-o zi, în mai 2015, m-am trezit cu un telefon de la președintele Consiliului Județean. Părinte, sunteți invitat luni la ora 15 la prefectură. Avem o anumită festivitate, o anumită întrunire. Și m-am dus. Foarte interesant este că cei care s-au întrunit au rămas uimiți că ești un pom. Doamne! Eu nu aveam ce căuta. M-am dus și cu crucea și cu ea în piept, așa, am stat eu obiect de acolo. Prefectul m-a întrebat, dar de ce vreau să aici? Și zic, am fost și eu invitat să vin. A fost foarte interesant întâlnirea, a fost o întâlnire foarte interesantă. O întâlnire cu șefii instituțiilor de concentrare, care trebuia să pună primirea trupelor. Pentru că trupele veneau în Constanța, debarcau, erau preluate cu trapea de armata noastră și conduse în teritoriu. Și trebuia să facă un pas într-un loc, încă într-un loc, încă într-un loc, mai ales locul cu simbol pentru istoria neamului. Și se vedea că multe ar fi mai bine în care piață în oraș să se oprească, era vorba de tancuri, de amplii, de mașini blindate și de trupe. Și am participat și eu acolo. Și am rămas uimit. Dumnezeu a vrut ca să fiu acolo. Dar cum am ajuns? Un tânăr de 26 de ani, absolut de drept, din Moiești de jos. Nici acum l-am întrebat cum s-a făcut de a ajuns angajat traducător de engleză la comandantul care a comandat venirea trupelor. Și el a fost cel care a zis să invităm, ca să se invităm șefii de așa, să invităm și pe părintele meu. Și l-a zis ok. E șef de protocol. Da, prin protocol. M-am invitat. Și am fost eu acolo și am văzut în urechile mele cum se puneau lucrurile la punct, foarte deștept. Înțeleg. Cum trebuie să vină copiii cu flori, să se urce de tacul ca să aibă o amintire frumoasă de viața lor, de când i-am primit pe Salvador. Dar e interesant așa. Nu vă spun. Bine, nu. Ajunge. Cred că am trecut timpul de valorile. Nu? Nu. Cam așa stau lucrurile. Dar întrebarea care s-a pune de fapt nu este cum m-am dus, ce-am făcut, cu cine m-am întâlnit, nu știu. Dacă e de bine sau nu e de bine, aceasta ar fi întrebarea. Deci, oamenii mă pot întreba, părinte, și mă pot întreba, e bine ce se întâmplă. Și din nou spune, atâta timp cât este lucrarea Dumnezeu și lui Dumnezeu, eu spun cuvintele, iată, sunt cuvintele cele căreia i-am dat un buchet de flori pe care l-am primit la dumneavoastră, născătoarea de Dumnezeu. Am dus buchetul de flori acolo, pentru că ea este cea care îmi dă de fapt, e răspuns la tot. Care este poziția oamenilor în relația cu Dumnezeu, că lucrarea este existențială? Iată-mă, sunt aici. Adevărul este că este și neînțelept ca să crezi că poți să faci bun împotriva lucrării Dumnezeului ce putea în altă. Și mai mult decât atât, deci pe bucurie ca să te apă în atenția. Și este de la școală, dacă directorul sau dirigintele te chema și zicea, eu nu sunt, tu ai grijă să suni la fix. La mână trebuie cu eu, cu reconoțelul, corect. Pentru că te aflai în atenția celui mai mare.
Și să știți că Sfântul nostru au conservat acest spațiu pentru primirea vremii. Legătura noastră cu Dumnezeu este legătură uluitor de puternică. Și Dumnezeu are pentru noi rânduieli la care noi nici nu ne gândim. O să folosesc o vorbă specifică lui Tatăl, înțelepte, un fi ce-am fost și mai mult decât atât. Pentru că dacă ai Dumnezeu, ai tot. Indiferent din ce treci. Indiferent din ce treci. Dar oricum, la una boală trece într-o torsionare și într-o prefacere. Într-o prefacere. A început într-un mod foarte, foarte galopant în 4 decembrie 1989. Odată cu semnarea acelui tratat între America și Rusia, în Malta. Și de acolo a început destrămarea de SSR-ului, că ziceam, oare de ce s-a destrămat? O cascadă de revoluții, al nostru a fost ucit în ziua de Crăciun. De ce? Pentru că știam ce s-a scris în Malta. Și de acolo a început o urcare sinuasă, o urcare sinuasă a neamului nostru. 28 de milioane de copii implicați să se nască. Asta spune ceva. Pentru că atunci când vrei să stăpești un neam, pe închizi robinetul nașterii. Și deschis robinetul morților. Acest principiu. Și așa suntem acum. E foarte interesant că este exemplu la referendum, am constatat paradoxal că în 92 erau 16 milioane de alegători pe liste, iar acum sunt 19 milioane de alegători pe liste. Iar poporul este mai mic, drastic. Drastic. Da. Odată pentru că 4 milioane de oameni nu mai sunt în patrie, iar ei sunt socotiți pe liste, ca o cetățenie română și listele sunt făcute pe cetățenia română. 2 milioane mi se pare de cetățenii în Republica Moldova s-au dat într-o politică interesantă de întregime a spațiului Pământului, a Greciei. Și aici este o lucrare foarte interesantă, pentru că spațiul produs este împreună cu Republica Moldova. Și încă 2 milioane de cetățenii date de la Revoluție încoace până un cetățen care nu este în partea noastră. Și atunci, scăzând de 9 milioane din 11, suntem 10 milioane de români în patrie, au fost 4 milioane la vot, deci 40% a fost participare la vot pe real. Pe real. Mică, foarte mică, dar pe real. Pe real. Nu pe iluzie. Și se arată acest lucru că noi niciodată, atâta timp cât listele sunt umflate în sus, noi nu o să ne putem decide niciodată viața în cetatea noastră, pentru că nu o să punem niciodată condiții legale, pentru că va trebui cei de aici să strângim pe cei care nu sunt aici. Asta face parte dintr-o lucrare mai largă. Nu vreau să mai spun la ceva, pentru că nu știu dacă am spus cum a spus dumneavoastră că o să fie ceva interesant. Posibil să fie ceva interesant. Dar nu e doar interesant, mai mult. Poate că m-am întrebat și părinte, de ce ne spuneți? Să nu întâlnă Dumnezeu ca să spun. În ce de ce? Și știți de ce? Că să ne obișnuim în situația, să ne pasăm, pentru că generațiile de bărbuni pe ea, încet, încet, au anumită stare de lucruri. Uite, spre exemplu, în zona noastră, părinte, cetățenii
vin și cumpăr pământ și fac o pensiune lângă cealaltă, de acolo, copiii ăstuia vor crește împreună cu mai ăstuia, vor ști că e vecin. E vecin. Așa mă duce. Este o perioadă cu pământ. Când de aici scade, aici crește. Și ceea ce scade la noi, preia cineva în zona aceasta. Dar oricum pentru mine, ca preot, în cultura Carpaților, în spațiul dintre Muntele Dumnezeu și dintre omul, este un mare beneficiu că sunt un preot al Dumnezeului și Cântreana. În mijlocul Raiului, răspund în Englă, ce afacere cu omul ce azi, te naști în Rai, trăiești în Rai și în Rochii, în Rai, într-un spațiu de atât de frumos. Poate vei spune, Părinte, spuneți așa, pentru că iubiți Domnul, că general că iubești ceva, vara părintească, spre exemplu, zici că aici este Rai, și așa este. Numai că e ca să avem și argumente. Uite, spre exemplu, istoricii și biblici și teologii spun că Raiul primordial este Mesopotamia, Iranul, acolo, corect? Atunci, dacă Raiul e unde nu poți respira, nu mai zic nimic. Dacă Raiul e unde nu mai am potabil, nu mai zic. Nu mai zic. Dacă nu de ceas e făcută de risic, nimic. O să-i spun Dumnezeu de tot cu nu mă dă un Rai, lasă mai aici. La rău, pe iară, la ceață, care a în apă, da? La ploirii, din două, trei fire, cu trei fire, la vânturile, la aia lucrurile respiră, nu? La iară verde. Zice că nu, că pământul făgăduinții de acolo unde pui cu pipeta apă la rădăcina la iarnă ca să ai și interviață. De asta știți că eu n-am fost, dar prieteni de-ai mei care au călătorit, poate aici în Sfântul Biserică, unde care au fost, se duc în Dubai, spre exemplu. În țările arabe foarte civilizate, foarte bogate, și spun că intră în moduri, unde în mod artificial și-au făcut și pâtii de schimb, în mod artificial. Și au mulți de plastic, așa că ar fi apropiul munților cu cei și la peștele armeniței, un cenușim de testere și se ridică părul care când te uiți pe cenușimul, pe păstinul, să vezi făcut tricul talvat în vârful cu cei. Să spun. Și își pun butoaie, recipiente cu miere pusă din România și dă drumul la miere să se scurgă ca să arăte că acolo este țara unde curge miere. Da. E ușor să faci artificii. Adevărul este aici. Noi suntem în picioare pe acest pământ. Să știți că pentru a fi părăsit acest pământ, când a fost bajocorit, omul, știți ce cred de omul, ce îi se spune, de când e mic. Și dacă nouă ni s-a spus că suntem un neam de ticăloși, că suntem un popor care stăpânim un pământ urât, ne-au arătat tot timpul drujbe cu taie copaci. Tăiem copaci cum se la foc și își construiesc în casă. N-am spus că nu te cam de unde taia. Duceți mătea în Grecia, în Grecia, să vedeți ce ești neamnă lui. Să vedeți dacă vedeți drag să faci așa ca lucrările, să faci terestea și voi în ei să construie. Nu există așa ceva. Acesta este pământul binecuvântat în Dumnezeu. Dar am fost personați, am fost învățați că nu e bine. De aceea, spre exemplu, când m-am recitat din mamă țară, mai că nu s-a dușmănit. M-am întrebat și eu
Cine are dreptate? Românul care a plecat din patrie în străinătate și dacă îl întreb sau îi zic și tu ești român, mi-a zis Petru Slujnica, că și Craiul te plătește, zice, mă jur că nici n-am auzit de acel lucru. Cine are dreptate? Cine vede peștii frunze și pierzi ce măceașă? Sau artistic a zis că peștii se câte peci și pierzi ce câte peci? Ionuț, când iubești, sunt cât peci și când urăști, sunt ca măceașa. Ați auzit? Pentru că dragostea schimbă optica. Și am fost învățați să urim acest pământ. Să ne facă. Ni s-a învățat tot timpul tot ce este rău, tot ce este urât. S-au stranulat lucrurile, să ne ai de lucrat. Foarte interesant în acele șteacă situație. Tinerilor li s-a dat posibilitatea studiilor sau în ultima dutăție, li s-au dat diplome și li s-au închis capacitățile de producție ca să n-au unde să lucreze după ce au lucrat de școală, ca între cele două să fie o discrepanță, o bătaie mare și omul să zică, asta nu-i țară. Eu trebuie aici. S-a închis fabrica și s-a dat la diplome. Omul i s-a crescut pe spiciu și i s-a pierdut ciocul. Ai cartă, dar n-ai pâine. Și atunci când l-au plecat și s-a dus. Știți cât? Aproape 5 milioane. Și știți care? Nu bătrânii. Și cei care au unificat la neamuri, care vor crează, care n-a scopit, știți că Părintele din Brescia, Părintele din și Ionia, a fost colegul meu, face 300 de boteze pe an. Da. Iar eu, Moieciu, am făcut 7 boteze pe an, într-o comună. Lucrurile sunt foarte interesante. Dar nu le spun ca acuză, ci ca o constatare de lucrurile foarte interesante. Oricum, vremurile pe care le trăim sunt vremuri foarte interesante și copiii noștri și copiii noștri le cunoaște mai bine decât noi. Patria noastră, dacă le vreți profetic, va arăta foarte frumos. Foarte frumos. Foarte frumos. Foarte frumos. Cântați-ne doi. A făcut atât în noi. Gloria.
ascultas de săracă. Apa-i mare, nu mă-ndeacă, nu săracă de avere. Apa noi nu e un mărință, e un jumătate.